Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Misterele Istoriei, vorbim despre viața socială în Dacia Romană. În Dacia, ca în tot Imperiul, diferențele sociale erau determinate de mai mulți factori. Avere, condiție socială, oameni liberi sau aserviți, statut civic, cetățenii romani ori peregrini și rang social. Starea socială a unei persoane este determinată în cele mai multe cazuri de acțiunea complexă a acestor factori. Totuși, în Dacia, diferențele sociale sunt mai puțin frapante decât în Italia sau provinciile vechi și bogate ale Imperiului. Cauza constă în lipsa marii proprietăți funciare în această provincie. Aristocrația senatorială este reprezentată doar prin guvernatorul provincial, însoțit eventual de unii membri ai familiei sale și de tribunii Laticlavius ai legiunilor care au staționat în Dacia. Nu avem însă vreo dovadă despre ridicarea unor provinciali până la cel mai înalt ordin al societății romane. În Dacia romană, sclavia nu a deținut un rol important în viața economică a provinciei. De fapt, deosebirea esențială o constatăm în cadrul categoriei oamenilor liberi, între cetățeni și peregrini. Cetățenii romani, cives romanii, se bucurau de drepturi depline. Din rândul lor fac parte, în primul rând, înalții funcționari, burghezia municipală și fruntașii satelor. Un număr important provine din rândul ofițerilor și foștilor militari ai armatei romane. Aceștia, din urmă, își înscriu cu mândrie în inscripții calitatea de veterani, precum acei veteranii et cives romanii de la Micia. Se știe că, după terminarea serviciului militar, soldații trupelor auxiliare primeau cetățenia romană, civitas romana, și dreptul de a contracta o căsătorie legitimă, connubium. Prin aceasta se legitima și eventuala legătură cu o femeie peregrină, dar pentru una singură. Aceste drepturi, acordate special printr-un decret imperial, sunt înscrise în diplomele militare, în care se specifică acordarea cetățeniei romane titularului diplomei, soției lui și copiilor născuți sau care se vor naște. Cât timp cetățenia a fost acordată cu zgârcenie, doar pentru credincioasa slujbă, ea a reprezentat un stimulent pentru coloniștii veniți de pretutindeni și pentru autohtoni. Dar începând cu Caracalla, extinderea dreptului de cetățenie prin Constituția Antoniniana, urmărind de fapt extinderea fiscalității după Cassius Dio, a devalorizat calitatea de cetățean roman și atașamentul față de statul roman. Din rândul cetățenilor bogați se recrutează membrii Consiliului Municipal, Ordo Decurionum, și magistrații orașelor. Elita obține adesea demnitatea ecvestră, precum comini, procilii sau varenii de la Sarmizegetuza. Din rândul lor se aleg magistrații municipali, mari preoți, cum ar fi sacerdos Arii Augusti, Flamines sau Pontifices, iar o serie de colegii și orașe se grăbesc să-i solicite să le fie patroni. În rândul cavalerilor romani par a fi pătrunți și unii autohtoni. Din rândul cetățenilor sunt aleși, ori numiți, fruntașii satelor, cum ar fi acel praefectus Pagiacuensis, care era și decurion al coloniei Sarmizegetuza, cei doi magistri Pagi Miciensis sau curiales teritorii Sucidavensis. Se consideră că numărul decurionilor era în funcție de numărul cetățenilor, fiind fixat prin actul de întemeiere al fiecărui oraș. La fiecare 5 ani, quinquennales revedeau lista Consiliului, album decurionum. Pentru a face parte din Consiliu se cereau calitatea de om liber, un cens, minimum 100.000 de sesterți, și vârsta de cel puțin 25 de ani. Dar se cunosc și cazuri când cei înscriși nu au împlinit încă această vârstă, numiți pretextus, iar alții care au primit numai însemnele onorifice ale decurionatului, ornati ornamentis decurionalibus, adică liberi sau alți binefăcători ai orașului. Cu timpul, Ordo Decurionum se transformă într-o categorie socială. În anul 212, un rescript al împăraților Caracalla și Geta exclude pe plebei homines de la dreptul de a fi magistrații municipali. Pentru cetățenii romani, dar și pentru peregrini, familia continuă a fi gruparea socială cea mai importantă și respectată. Cetățenii romani poartă tria nomina și își notează în inscripții tribul, care este însă omis începând cu secolul al III-lea.
Terminologia epigrafică privitoare la viața de familie este extrem de sugestivă și bogată. Cităm în ordine alfabetică, traducând numai în cazurile mai deosebite. Ad finis, rudă, avunculus, coniux, compar, femina, filius, filia, frater, gener, nurus, noră, heres, juvenis, liber, maritus, marita, mamulus, bunic, mater, matrimonium, natus, nepos, neptis, dar și neptia, parentes, pater, puer, puela, pupilus, socer, socrus, soror, tutores, uxor și virginius. Atașamentul pentru viața de familie se exprimă prin epitetele acordate în special în inscripțiile funerare. Cel mai obișnuit, bene merentes. Când pierd pe cei dragi, autorii inscripțiilor sunt mater infelicissima, pater infelix, filii pientissimi. Soții morți sunt numiți coniux pius, pius virginius. Soțiile sunt cinstite cu epitete superlative, precum pientissima, piissima, carissima, sanctissima, optima, innocentissima, rarissima, incomparabilis. O piatră notează despre doi soți trăit împreună 11 ani și 10 luni, sine ulla querela. Resemnarea față de moarte este consemnată prin formule arhicunoscute precum ave viator sau sit tibi terra levis. La început, cetățenii reprezentau o pătură extrem de subțire a populației provinciei. Totuși, Eutropius arată că principalul motiv care l-a oprit pe Adrian să abandoneze Dacia a fost ca nu cumva mulți cetățeni să cadă în mâna barbarilor. Cu timpul, numărul cetățenilor romani a crescut, prin adăugarea numeroșilor Ulpi, Aelii și Aurelii. Principala pătură producătoare o formau oamenii simpli, peregrini, lipsiți de drepturi cetățenești. Cei chemați din afară, de exemplu Toto Orbe Romano, să locuiască în noua provincie, se bucurau de anumite privilegii și chiar de dreptul de proprietate. Unii au fost aduși ca specialiști în diverse domenii, precum minerii dalmatini, dar mulți îngroașă rândurile gloatei urbane, plebs, într-o inscripție de la Sarmizegetusa, sau populus la Apulum. Posibil că unii din coloniști, îndeosebi cei din provinciile vecine, au venit în Dacia cu gândul să cultive ogoare, cum afirmă Eutropius. Majoritatea truditorilor pământului erau însă autohtonii daci, care trăiau în teritoriile militare sau în zonele mai îndepărtate de orașe, în beneficiul cărora probabil li se expropriaseră pământurile. Sclavia în Dacia Romană. Într-o lucrare apărută cu peste 4 decenii în urmă, D. Tudor întocmea și un repertoriu epigrafic, cuprinzând 152 de inscripții referitoare la sclavi și liberți. Între timp s-au adăugat alte circa 100 de informații noi. În aceste epigrafe este vorba deopotrivă de servi privați și servi publici. Cei mai mulți sunt bărbați, mai puțin la număr femei și copii. În proporție aproximativ egală, numele sunt romane sau de altă origine, îndeosebi grecești. Cele mai relevante inscripții privitoare la sclavi provin din orașe. Aici, sclavii erau folosiți la munci casnice. De exemplu, un relief funerar de la Rediu, județul Cluj, redă toaleta unei matroane romane, intendenții ai gospodăriilor aristocrației municipale sau ca vilici în gospodăriile de la țară ale orășenilor. Inscripțiile amintesc despre sclavi și liberți folosiți de stăpâni sau patronilor în diferite activități administrative și financiare. Pentru strângerea taxelor provenind din arendarea vămilor de către conductores publici sau de alți arendași ai unor bunuri, spre exemplu ai salinelor și pășunilor. Într-o tăbliță cerată conținând contractul la doi cămătari pentru crearea unei Societas Danistaria, apare un sclav actor însărcinat cu această activitate. Este de la sine înțeles că inscripțiile nu fac mențiune despre cei cuprinși în activitățile agricole. Ele ne-au păstrat memoria doar a celor care, deși robi, soarta le-a fost mai favorabilă. Astfel, la Potaisa, stăpânii menționează pe aceeași piatră funerară fica, libertul și menesterii, forma populară pentru minister, slujitor. La Tibiscum, un flamen al municipiului pune o inscripție lui Lupiter Optimus Maximus Dolichenus,
Alteori sclavii și liberții apar ca moștenitori, singuri sau alături de alți membri ai familiei, ai defunctului. Adeseori, liberții, alături de membrii familiei, se îngrijesc de monumentul funerar al stăpânilor. O serie de inscripții din Dacia menționează sclavi și liberții ai împăratului, folosiți într-o serie de birouri ale procuratorilor imperiali, cei ai provinciilor, ai portoriului, ai minelor de aur. Inscripțiile rețin un bogat repertoriu de atribuții: arcarius, contrascriptor, dispensator, librarius și adiutor tabulari, scriba, vicesimarius, etc. Se cunosc sclavi ai unor temple, astfel la Ampelum, o inscripție menționează un aeditus, paznicul unui templu. La Apulum este menționat un libertus numinis Aesculapi. Posedau sclavi și orașele. Dintre asemenea sclavi provin probabil Publius Publicius Antus și Publius Publicius Cletus, care închină la Sarmizegetuza o inscripție Genio Libertorum et Servorum. Starea acestor sclavi sau liberți era mai bună. La Sarmizegetuza și Apulum, liberții intră în colegiul augustalilor, însărcinați cu efectuarea cultului imperial. Doi augustali de la Sarmizegetuza și Apulum mulțumesc zeilor deoarece au fost cinstiți de orașele respective cu ornamenta de curionalia. Despre proveniența sclavilor, datele de care dispunem sunt nesemnificative. La Alburnus Maior, trei tăblițe cerate cuprind contracte pentru vânzării de sclavi. Un copil, puer, costă 600 denari, o femeie, mulier, 402 denari, iar o fetiță, puela, 205 denari. În antichitate, galații, atestați în zona minieră, aveau faima de negustorii de sclavi. Mulți sunt crescuți însă în casă, vernae, fiind fie ai împăratului sau persoane particulare. Echivalentul grec este crept, păstrat în numele liberților Valerius Treptus și Vitia Treptes de la Sarmizegetuza. În peisajul social, un loc important îl ocupă asociațiile private, cunoscute în general sub numele de colegia. Ele erau recunoscute de stat și funcționau legal, participând în unele cazuri la viața publică. Scopul lor era de a permite reunirea membrilor cu diferite prilejuri și de întrajutorare. Locul principal era deținut de colegiile profesionale. Cele mai bine cunoscute sunt colegiile fabrilor, grupând diferiți meșteri, precum zidari, pierari și dulgheri. La Sarmizegetuza, Collegium Fabrorum se împărțea în decurii. Sunt atestate epigrafic cele cu numerele de ordine 1, 3, 4, 5, 8 și 15, având în frunte câte un decurio. Aceștia erau oameni de frunte ai colegiului, precum la Apulum, pe Aelius Valerianus, augur al coloniei, decurion și patron al colegiului fabrilor, a cărui piatră de mormânt opun decuriones et principales colegii. Acești principales, prin analogie cu gradații din armată, erau cei care dețineau anumite misiuni în colegii, precum vexilarii și imaginiferi. Această organizare quasi-militară era în legătură și cu serviciul de pompieri îndeplinit de fabri. La Sarmizegetuza, în acest colegiu, intrau și negustori, căci în decuria a patra întâlnim două personaje, unul dintre el fiind menționat într-o altă epigrafă ca negustor sirian. La Sarmizegetuza ei aveau un local propriu, Aedes, cel de la Drobeta poartă numele de Scola. Câteva inscripții atestă existența unui Collegium Fabrum in Municipium Aurelium, apoi în colonia Aurelia, numărând cel puțin 11 decurii. Altul este atestat în Municipium Septimium Apulense. Un Collegium Fabrorum mai este atestat la Tibiscum, iar la Dobreta este cunoscut din mențiunea unui Decurio Scolae Fabrum. La Apulum mai sunt amintite un Collegium Centonariorum al producătorilor de postav, precum și un Collegium Dendroforum, purtătorii pinului sacru în sărbătorile de primăvară ale zeiței Cybele și lui Atis, alcătuit probabil din dulgheri. Alte colegii menționate epigrafic în Dacia sunt Collegium Nautarum la Drobeta, nu la Apulum, cum se afirmă de obicei, Collegium Utricularium, producătorii de burdufuri,
la Marga, Pons Augusti și Călugăreni. La Micia este atestat un colegium probabil al lapidarilor, un colegium aurariorum este atestat la Germisara. Un loc important îl dețin asociațiile de caracter etnic, precum Collegium Galatarum la Germisara, Collegium Ponto Bitinorum la Apulum, Collegiul Baridustarum de la Alburnus Maior sau Spira cu Nomina Asianorum de la Napoca. Alte inscripții atestă organizarea unor colegii cu caracter religios, la Potais sau un Collegium Isidis. La Alburnus Maior, două inscripții grecești menționează un Colgeion ca autor al unor dedicații pentru Zeus Narenos, o divinitate galată, și Zeus Sarnendenos și această divinitate microasiatică. În aceeași localitate, pe o dedicație pentru Diana, apare un Magister Collegii, iar într-o tăbliță cerată un Collegium Lovis Cerneni, de caracter funerar. Inscripțiile ne dau și alte informații despre sistemul asociativ roman în domeniul religios. La Ulpia Traiana, o dedicație adresată Deo Aeterno et Lunoni et Angelis de către un augustal al coloniei se referă probabil la o lucrare, un templu. La Micia, într-o dedicație Herculi Augusto, apar doi magistri cultorum Herculis. Niște cultores Lovis apar la Ampelum într-o dedicație pentru Septimius Sever și fiii săi în anul 201. La Apulum aflăm că familiarii cum Masolo Prosmoni ex suo fecerunt per Aurelium Statium et Ulpium Paulum Questores. La acestea se pot adăuga numeroasele sodalicia legal constituite, grupând pe fidelii lui Mitra sau Dionisos, ori ai altor divinități cu mistere. Ca pretutindeni și Dacia va fi cunoscut frământării sociale și emoții, în special în perioadele de nesiguranță. Cele mai multe sunt generate de invazii străine. La sfârșitul domniei lui Traian și începutul celei a lui Adrian, când sarmații iazigi atacă provinciile Panonia Inferior și Dacia, acum Muntenia este pierdută, sau la începutul domniei lui Antonius Pius, când amenință poate dacii din nord-vest, iar roxolanii atacă, se pare, Dacia Inferior. În timpul marii conflagrații din timpul lui Marcus, dușmanii, sarmații din vest și neamurile germanice, pătrund pe teritoriul provinciei. Dintr-o inscripție de la Sarmizegetuza, aflăm că atunci templul lui Liber Pater a fost incendiat, iar din alta că orașul a fost mântuit de un dublu pericol. În tot acest timp, populația autohtonă a rămas liniștită, îndurând alături de ceilalți locuitori ai provinciei spaima și primejdia. Sub Commodus, în unele provincii, între care și Dacia, au avut loc tulburării și chiar răzmerițe, fiind aduse sub ascultare de guvernatorii lor. Aceste frământări au fost generate de starea generală de nesiguranță și de creșterea fiscalității. La acestea se adaugă ravagiile produse de ciumă, căreia îi cade victimă însuși împăratul Marcus Aurelius în lagărul de la Vindobona. Totodată diferite neamuri barbare, dislocate de altele din locurile lor de baștină, cer împăratului să se așeze pe pământ roman. Cassius Dio arată că unii au fost colonizați în Dacia, Panonia, Moesia, Germania și chiar în Italia. Mai târziu, sub Commodus, 12.000 de daci mărginași cer guvernatorului Vettius Sabinianus Iulius Hospes să se așeze în Dacia. Pentru a feri provincia de infiltrările barbare, Commodus le impune acestora să nu-și mai pască vitele într-un teritoriu situat la 40 de stadii, echivalentul la 7,5 km de Dacia. Toți aceștia erau acceptați în calitate de dediticii. Starea de nesiguranță stimulează starea infracțională. Câteva inscripții din Dacia amintesc de crimele comise de Latrones. Astfel, o stelă fragmentară cu inscripția de la Zegaia, județul Mehedinți, amintește de o tânără, numele pe piatră este distrus, interfecta a Latronibus et Vindicata. Părinții săi, Ulcudius Baedari și Suta Epicadi, poartă nume ilirice. De la băile Herculane provine un altar funerar ridicat lui Lucius Iulius Bassus. Piatra a fost ridicată de fiii și fratele său. Acesta i-a răzbunat moartea.
Frater mortem eius executus. Tot în Banat, la Slatina, județul Caraș-Severin, soția fiii și nepoții ridică o stelă funerară lui P. Aelius Ariortus. Autorii acestor omoruri erau tâlhari organizați în cete, care atacau noaptea sau chiar ziua la drumul mare. Cu acest nume erau desemnate și grupurile mici de barbari care se infiltrau ilegal pentru a comite jafuri peste granițele provinciei. La pericole nenumite fac aluzie două inscripții de la Sarmizegetuza și Tibiscum. Tot așa, la Băile Herculane, patru cetățeni întorși de la Roma, unde asistaseră la instalarea la consulata lui Sedatius Severianus, fost guvernator al Daciei Superioare, mulțumesc zeilor că s-au întors cu bine acasă. In columes reversi. După încă o perioadă mai liniștită, în timpul domniilor severilor, începând cu Filip Arabul, când Carpii atacă Dacia, starea de nesiguranță va afecta aproape întreg sfertul de secol, rămas până la retragerea aureliană. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!